de luni până joi. Dragilor, am revenit aici în platou la Ziua Bună și Teo a trecut la capitolul prăjit. Și dacă nu aș fi 100% sigură că o place pe Corina Ungureanu, cred că nu m-a simțit în siguranță. Pentru că la un moment dat a sărit acolo uleiul, s-a încins foarte tare și una, zis două fluci cu teflon. Eu n-am zis nimica despre tine. Eu pe Corina o plac. Pe Corina nu vreau. Știi să fac? Ulei. Eu mă ascund atunci. Dacă vii cu uleiul încins în coace, eu mă ascund după canapea. Nu vin, că te chem pe tine să guști. Cu siguranță. Știi că nu mănânc prăjeli. Dar discutăm despre prăjeli altă dată. Da, da. Continuăm cu Corina și continuăm despre viața de sportiv și ce implică sau cum se schimbă viața unui sportiv în momentul în care și tu ai luat această decizie de a te retrage, când ai simțit că n-ai mai putut, ai avut această cădere, să spunem. Cum ți s-a schimbat viața? Cum ai perceput lucrurile? Vedeți, atunci când... Haideți să vorbim, să mă raportez la vremurile mele. În momentul în care nu aveai acces, prea mult acces la informațiile și la lumea de afară, ți închipuiai niște lucruri, îți doreai să faci anumite lucruri pe care nu le-ai făcut în carieră atâta timp cât ai făcut sport. Ei, în momentul în care trebuie să te retragi, te lovești de viața reală. Și nu, eu ajuns înapoi la Ploiești, mi-am dat seama că n-am prieteni, am dat seama că, de fapt, acele discoteci sau discoteca nu-mi place. Am dat seama că nu știu ce am de făcut. Parcă nu-mi doream să intru imediat în antrenorat. Stătusem în sală atât. Nu vreau să mă reîntorc imediat în sală, cu toate că îmi doream foarte tare să antrenez. Așa că urmez o facultate, dar nu e de ajuns. Atâta timp cât... Dar mai ai răbdarea să urmezi o facultate după o carieră? A trebuit, pentru că eram deja înscrisă la facultate în 1999, când m-am retras din gimnastică, eram deja anul întâi la facultatea de sport. Dar trebuie, noi toate colegele mele am urmat facultatea de sport în general. Poate mi-aș, dacă eram, eu știu, aveam pe cineva în jurul meu să-mi spună, eu știu, să mă îndrume către să studiez altceva, mi-aș fi dorit să studiez și altceva, nu numai sportul. Doar dar că, după 12, 13, 15 ani de gimnastică, te vezi făcând altceva? Să te apuci de o altă meserie? Vedeți că tot nu este practic o traiectorie normală. Sunt... Ai intrat în gimnastică, ești campion... Antrenor te faci, pentru că nu... Nu neapărat. Există o vorbă și... vedeți, nu întotdeauna un mare campion trebuie să fie și un mare antrenor și nu întotdeauna sportivii se întorc în antrenorat. M-am întors pentru că mi-a plăcut. Îmi lipsește, dar nu toate colegele mele s-au întors în antrenorat. Și atunci am... Sunt și arbitră, sunt și antrenor și profesor de educație fizică. Am trecut tot ce a fost, ce a ținut de sportul pe care eu l-am practicat. Am trecut prin ele și am acumulat o experiență. Am antrenat și în țară și în afara țării. Dar la un moment dat, așa cum am spus, mi-am dorit foarte, pentru foarte mulți ani, să fac și altceva ceva în afara sportului sau în afara gimnasticii. Pentru că, practic, tu ți-ai clădit o imagine, te cunoști o țară întreagă, campioană, da, putea să-ți folosești această imagine. Este foarte greu, pentru că noi nu suntem specializați în altceva. Și atunci, gândiți-vă că m-am retras la 19 ani și un pic. Am pierdut acei ani de adolescentă. A trebuit să recuperez foarte rapid și aici vorbesc numele meu, dar este o problemă la modul general al gimnastelor și a trebuit să mă adaptez foarte repede. Desigur, mi-a trebuit foarte mult timp să-mi dau seama ce vreau să fac și să mă regăsesc pe mine. Mi-a trebuit mult timp să-mi dau seama ce mă face, ce mă mulțumește și ce mă face fericită, pentru că aveam momente în care n-aveam un motiv să nu fiu în regulă și nu eram. Acum ești pe traiectoria ta, normal? Acum sunt, da, mi-am găsit, eu știu, activitatea care îmi permite să fac, așa cum făceam în gimnastică, ceva diferit, poate nu în fiecare zi, dar acel sport care îmi oferea ocazia și îmi dădea ocazia să fac alte elemente sau să schimb programul în fiecare zi, așa, asta mi se întâmplă acum.
Adică și sunt foarte, o fire foarte energică, nu-mi place să stau degeaba. Deci să înțeleg că munca atunci, de consilier, pentru că știu că ești probleme consilier, de sport. Da, implică acest lucru, schimb foarte, de teren, da, foarte des programul, nu ești legată de birou. Exact. Și ce presupune? Sunt ce? Foarte organizată. Asta este, eu cred că mi se trage din gimnastică, a fi organizat. Și atunci, făcându-mi un program pe termen... Organizez și programul primarului? Nu, nu. Organizez doar ce-i al meu. Bine, desigur, când e vorba de o competiție sportivă, îl înștiințez că trebuie să fie acolo sau cu tot când vorbim de proiecte. Dar vorbesc de ziua mea, de ceea ce am de făcut în ziua respectivă. Bine, acum în ultima perioadă, iarăși nu prea mă mai pot ține de un program foarte strict așa la oră, la minut, dar tocmai această organizare mă ajută pe mine foarte mult acum. Am găsit ceva care mă mulțumește, asta încerc să spun, dar după, știu, 12 ani. Ce implică această muncă de consilier pe probleme de sport? Hai să luăm așa, să identificăm deci, problemele. Deci consilier personal sunt, da, nu consilier local, s-au făcut aceste confuzii, nu. Sunt consilier personal pe probleme de sport. Consilier primarului Iulian Bădescu la Hai să luăm atunci cu problema. Deci, care eu trebuie problemele? Să mă ocup cu tot ce înseamnă activitate sportivă la nivel de al municipiului Ploiești. Tot ce înseamnă competiții sportive, promovare a sportului, antrenorii, bazele sportive. Sunt foarte, foarte multe probleme. Salarizările, salariile antrenorilor. Nu ai avut motivați. Și tu probleme financiare când după ce te-ai retras? Au fost probleme financiare până în momentul în care s-a dat această hotărâre de guvern prin care foștii campioni, cei care au medalie olimpică, mondială și europeană, beneficiază de această rentă viageră, care din punctul meu de vedere este, dacă vreți, cel mai bun lucru care s-a făcut pentru foștii campioni după 89 încoace. Doar că nu este de ajuns, vedeți că noi suntem campione, ok, avem acești bani, ne asigură un trai decent, dar noi dorim să facem și alte lucruri. Și eu vă dau un exemplu, pentru acești bani mă simt datoare să nu stau acasă și sportivii nu vor să stea acasă, vor să lucreze în continuare, de aceea am și antrenat voluntar 3 ani și jumătate la clubul meu. Nu am avut pretenții financiare, tocmai pentru că nu erau posturi vacante și așa mai departe. Dar problemele sunt multe și poate n-aș vrea acum să fac așa o... vedeți, promovăm sportul, noi ne dorim, campionii în general promovează sportul și îndrumă părinții, bunicii, copiii către sport, doar că la nivel de Ploiești, în momentul de față, vorbesc acolo, știu situația, bazele pe care noi le avem și sunt în... oferă condiții normale de antrenament, de siguranță, pentru că copiii noștri trebuie să se antreneze și să practice un sport în condiții de maximă siguranță. Oricum, asta este o problemă generalizată, pornind de la Ploiești, cred că se întâmplă și în toată țara. Am spus-o, da, nu sunt probleme doar la Ploiești, cu bazele sportive și cu aceste, cu salarizarea antrenorilor cu și așa mai departe. Promovarea există. Noi, sportivii, ne facem datoria de a fi prezenți atunci sau a da curs invitațiilor atunci când suntem invitați să promovăm sportul la diferite acțiuni sportive de masă. Dar nu este de ajuns. Doar cu câteva crossuri organizate, vara, e ca și cum am pune un plasture pe o rană care nu se vindecă. Trebuie să avem, să putem să împingem copii către bazele sportive, să dăm șansa tuturor copiilor, nu numai din orașele mari. Gândiți-vă, mediul rural, câți copii talentați putem găsi care pot ajunge sus să facă performanțe și n-au posibilități. Sunt foarte, foarte multe probleme, poate nu atât de importante pentru cei care ar trebui să se uite puțin mai în jos către aceste probleme, dar poate adunate și cu implicare și o atenție mai mare, lucrurile ar trebui să intre cât de cât în normalitate, pentru că ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de ce înseamnă normalitate într-o țară care este membră a Uniunii Europene, pentru că acolo suntem. Dar care ar și fi normalitatea? Avem talente și oameni care talente. Care ar fi atunci normalitatea, dacă ar fi să o definești? Normalitatea. Normal este ca orice copil, orice tânăr, orice om să aibă acces sau să aibă posibilitatea în orașul, localitatea, comunitatea lui, într-o bază sportivă sau să practice
un sport să facă mișcare. Sunt atât de multe beneficii care vin din sport în general, cu toate, toate ramificațiile sportului, încât este și păcat să nu dăm o importanță mai mare și bani mai mulți alocați către sport, pentru că au fost din ce în ce mai puțin de la an la an în ultimii 20 de ani. Dar care au fost beneficiile în cazul tău? Pentru că știu că cazul te-ai implicat și în politică. Întorcându-mă la ce m-a învățat pe mine sportul și aplicând în ceea ce fac acum, tocmai această mentalitate de a nu renunța. Nu mi-a fost ușor, nu mi-este nici acum. Mai punem, pe lângă faptul că sunt o fostă gimnastă, o fostă campioană, mai sunt și femeie și aceasta de multe ori mai reprezintă un obstacol și aici. Invidie dar, sau despre ce să fie vorba? E foarte greu. Există această... Desigur, acum lucrurile la cel puțin la Ploiești s-au schimbat în bine. Dar mi-a fost greu la început, pentru că a trebuit să demonstrez foarte mult, a trebuit să muncesc mai mult decât alții, să demonstrez că sunt capabilă să fac anumite lucruri, să atrag investiții pentru baze sportive la Ploiești și lucrurile se vor vedea concret la anul. Adică chiar am muncit și când spun că au fost momente în care am alergat la propriu, am alergat să fiu în timp, după avize și tot felul de nebunii, tocmai pentru că mi-am dorit foarte tare să iasă să fiu eu mulțumită de activitatea mea în primul rând. Crezi că faptul că ai fost campioană te-a ajutat în acest sens sau din contră? Mental, este da. Un lucru cu două tăișuri. Poate că ceilalți văd ca și sportiv, nu te iau în serios. Mi-a fost teamă. Tu ai fost sportiv? Mi-a fost teamă, să știți. Mi-a fost teamă la un moment dat pentru că această percepție a oamenilor. Bun, ai fost campion, ai fost... Nu te băga în această lume, pentru că scena politică nu este... Și nu numai România. Politicienii nu sunt foarte iubiți în aceste zile, în general. Doar că cineva, nu spun numele, un om extraordinar, un om de sport și iubit de români, mi-a spus că eu voi face și să mă țin de politica sportivă, pentru că, până la urmă, sportul depinde de politic. Și atunci... Eu sper să nu fiu singura care... Poate îmi deschis așa un drum, pentru că e nevoie de noi acolo, trebuie să fim ascultați, pentru că soluțiile vin tot din rândul nostru, din rândul oamenilor de sport, profesorilor de educație fizică din școli. Este un întreg sistem care trebuie să funcționeze, pentru că e bine pentru o societate, dacă vrem să mai avem un viitor în... Sper să asigurăm viitorul acestei țări. Știți... Am renunțat eu în ultimul an și jumătate, n-am mai avut alte activități decât fratele meu îi place să glumească, să spună că m-am căsătorit cu munca. Îmi place enorm ceea ce fac și satisfacția unei realizări cât de mici. Pentru un antrenor, pentru un sportiv, rezultate foarte bune anul acesta la Ploiești în plan sportiv, mă mulțumesc și îmi dau satisfacția că... Nu sunt acolo de pomană și mi-am făcut treaba bine la Ploiești. Dar văd că ești foarte îndârjită, pentru că știu că ai plecat dintr-un anumit partid politic, din PSD, dacă bine PSD. Știu, tocmai ca să candidezi ca independent. Și independent pentru Parlamentul European. Crezi că acolo, sau care sunt obiectivele cu care pleci și dacă crezi că vei putea, dacă îți va auzi cineva vocea? Desigur. Vedeți... Eu am încercat să mă interesez înainte de a lua această decizie. Nu este venită peste noapte, deci ideea nu mi-a aparținut, doar decizia de a spune ok, plec la drum în această competiție politică, dacă vreți, pentru că este și va fi o competiție. Și am spus că dacă o voi face singură, n-am avut niciun fel de discuție cu niciun partid politic ca să lămuresc și această problemă. Nu, am cerut și m-am informat foarte clar de sisteme de implementare a unor programe pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, pentru tot ce înseamnă educație, tineret, sport, cultură în România pentru viitor. Și m-am interesat desigur și în alte state, să văd cum funcționează la ei și în perioada următoare consilierul președintelui Cehiei va veni la Ploiești să ne spună și să viziteze puțin consilierul președintelui Cehiei pe probleme de sport. Sport. Da. Și va veni la Ploiești.
Totodată și președintele Federației Europene de Minifotbal îmi este alături și am avut de învățat de la oameni cu experiență, oameni care au implementat programe care au dat rezultate. Nu vin eu să inventez roata. Sunt lucruri care funcționează afară și le putem ușor, ușor, ușor adapta și aici. Eu vreau să fiu o deschizătoare de drumuri și eu sper. Te susțin din toate punctele de vedere. Să știți că sunt conștientă, eu zâmbesc acum, dar sunt conștientă de va fi o luptă extraordinar de grea. Dar vă mai spun un lucru, sunt încurajată, am mers totodată, eu am venit la Cluj de la Râșnov, vin pe partea cu Moldova, am întâlnit oameni minunați, în general oameni de sport și suntem mulți. Și încurajările pe care le primesc nu fac decât să mă convingă că decizia nu este una rea și chiar una foarte bună. Pentru mine este suficientă și calitatea ta de sportiv, pentru că știu cât de multă muncă și disciplină presupune acest lucru. Vedeți că acolo trebuie să știi și pentru ce. Nu-mi doresc doar să fiu văzută, mergem, o susținem doar că este o campioană mondială. De ce? Pentru că poți să te mândrești cu acest lucru? Desigur mă mândresc, dar vreau să fac și treabă. Ai demonstrat în sport, nu cred că este mai dificil și în politică. Mă rog, acolo sunt gurlele, dar să vedem, Teo, pentru că ea se pricepe în bucătărie foarte mult și ce vrei acum? Eu mă pricep la toate, dar înainte de asta vreau să-ți spun că eu am foarte mare încredere în tine, nu pentru că ești campioană mondială, ci pentru că mie mi-e drag de tine așa ca om. Și să știi că noi, toate fetițele care am crescut cu voi, noi nu v-am uitat. Nu știu despre renta viageră, despre cum se comportă statul cu foștii sportivi, nu știu. Dar eu știu că pentru noi, voi sunteți la fel. Deci sunteți o mână de fete care ați rămas și o să rămâneți pentru totdeauna, așa că nu mai... Deci ei pot să facă orice, că nu vă șterge nimeni. Și mai ales de când este YouTube, să rememorăm. Deci când mă apucă, mai ales așa în preajma campionatelor, mă ia și așa. Ce îmi place mie foarte mult este că te-ai reinventat, eu așa simt. Și eu sunt foarte ingenioasă și tot timpul mă reinventez. Nu știu așa de multe, nu sunt campioană, în politică nu mă bacă, nu mă duce capul, dar sunt foarte ingenioasă în bucătărie, mai ales când îmi rămâne câte o bucată de dovleac pe care nu o arunc niciodată. Nu, pentru că așa ceva nu se face, pentru că din dovleac putem face foarte multe, doamnelor. De fapt, ce vreau eu să zic aici, vreau să vă spun că v-am pregătit și eu o surpriză. O mască homemade cu dovleac și miere, care detoxifiază tenul, îl lasă nu doar mai curat, dar și mai hidratat, pentru că mierea hidratează puternic, dar este și un bun antiseptic, inhibă apariția bacteriilor și este potrivită pentru orice tip de ten. Vă rog să vă notați ingredientele, apoi facem masca împreună și o să o testăm pe o voluntară foarte curajoasă și încurajată de colegi, venită în platoul nostru special pentru ca eu să o ung pe față cu Maglavice. Așa, deci, aveți nevoie de o linguriță de, să vă și arăt ingredientele, o linguriță de ceai verde, două lingurițe de smochine. Noi avem smochine proaspete pe care o să le tăiem și o să scoatem miezul, două lingurițe de miez, patru linguri de faimosul piure de dovleac pe care îl avem aici, o lingură de miere, puteți folosi orice tip de miere, noi avem o miere poliflor aici, dar oricare e la fel de ok, două linguri de gel de aloe pe care îl găsiți la plafar sau o bucată de 2 cm de aloe, asta înseamnă cam atât și imediat ce o să rupeți aloe o să vedeți că e foarte simplu să... Ăsta e gelul de aloe, îl vedeți? Uite-l. Să curgă în platou, să facem curat. Ăsta este gelul de aloe. Mai vreți? Avem multe mopuri, pot să vă mai arăt. Deci fie că îl cumpărați sau îl extrageți direct din aloe, pe care vă spun cu mâna pe inimă, o găsiți în scările de bloc, de unde am racolat-o și eu. În Florești, în mod special, sunt foarte mulți pensionari care cultivă aloe și de unde puteți să vă procurați marfa. Și pe lângă aloe mai avem nevoie de o jumătate de linguriță de ulei de măsline, 4 linguri de făină de mălai. Acum toate astea o să le pun în blender, o să le amestecăm bine până avem o pastă și... Maglavice-ul va merge pe fața curajoasei noastre voluntare. Vino, Bia! Ți-e frică, mămică, că nu fac nimic. Teo, și eu fac astfel de lucruri acasă. Mie argila îmi place foarte mult, dar nu sunt atât de curajoasă precum Bianca, pentru că eu mă închid în casă și nu las pe nimeni să mă vadă cu acel Maglavice pe față. Așa, ce n-ai înțeles tu în această emisiune frumoasă care a ajuns la săptămâna numărul 4 imediat? Că oamenii chiar au încredere în mine, știi? Deci mă lasă să-i hrănesc, mă lasă să-i ung pe față cu Maglavice, mă lasă să... Știi? Pentru că spune Bianca dacă nu e așa. Sigur.
tu ai încredere în mine că nu o să-ți facă rău maglavaisul. N-am zis că face rău. Bianca o să fie frumoasă când își dă jos maglavaisul, dar până atunci, când o să stea cu, știi cum se face așa ca o mască, se întărește pe față. Eu sunt frumoasă, eu uneori deschid așa când vine curierul și totdeauna îmi spune că sunt frumoasă. Și dacă sunt frumoasă chiar și verde, pe motivul de Hulk feminină, și tot mă plac. Eu nu știu, tu, deci, tu ai probleme cu stima de sine, deci eu o să arăt ca și tine, Cristina, tu aia nu înțelegi. Vezi? Tu ai dreptul să te faci cu mască verde și să ieși să-ți cumperi covrigi. Pentru că ai cu ce, înțelegi? Dar trebuie un pic să mai lucrezi la stima de sine și așa, oricum masca rău nu are ce să-i facă Bianca, pentru că sunt numai și numai ingrediente naturale, fiecare având proprietăți excepționale și ca să fiu sigură de treaba asta, mi-am făcut eu însă masca în weekend, de unde am și adus smochinele și aloia furate de pe Casa Scării, și vă asigur că este absolut senzațională. Ideea este că după ce o să o întindem pe față, trebuie să și masăm un pic, pentru că mălaiul este cel care are efect exfoliant. Până o să vă mai povestesc despre mălai, eu le pun pe toate aici, în blender. Și să vă mai spun ceva, eu mă spăl pe față cu mălai de prin clasa a 8-a, de când am fost eu la dermatolog atunci, perioada aia, în clasa 8, așa, cu pubertatea, adolescenții, nu știi ce ești măcar, este pentru tine încă o dilemă ce se întâmplă cu fața ta și dacă ești încă fetiță sau ești femeie sau ce se întâmplă. Și în faza aia am fost eu la derma și mi-a spus doamna că trebuie să mă spăl pe față cu orice fel de săpun. Important este să pun și un pic de făină de mălai și să frec foarte bine, în special aici, pe lângă năsucul meu delicat, pe bărbie, pe frunte, pentru că este un foarte bun exfoliant natural. Deci asta este secretul, să înțeleg, pentru care tu nu ai riduri nici în momentul de față. Da, în ciuda faptului că am 125 de ani. Corina, tu aveai încredere să dau cu maglavaiz din ăsta? Spune sincer că nu mă supăr dacă zici că nu. După emisiunea, da. Vezi, Cristina? Tu îți faci măști din astea naturale, adică îți plac produsele astea? Mama mea se ocupă, dar recunosc că mai și cumpăr tot felul de... Încerc tot felul de lucruri noi. Toți cumpărăm, mai și cumpărăm, dar astea sunt chiar la îndemână. Adică sunt sigură că ai aloe pe Casa Scării, numai să te uiți mai atent, că te învăț cum să o recunoști și cum să o culegi. Domnul Aurel, o nu vă supărați pe noi. O să dăm o fugă până la tine, nicio problemă. De fapt, să ne facem aprovizionarea. Teo ne învață aici, Teo, ce să facem de pe Casa Scării. Da, domnul Aurel se ocupă la noi de plante, îl salut pe această cale, sper să nu se supere că a găsit aloea cheală de dimineață, este într-un scop nobil, chelită. Așa, am pus și smochina. Bianca, mai ai răbdare? Da. Știu că îți dorești să fii unsă cu maclava, mai un pic de răbdare să mai ai, te rog, să pun și făina de mălai și faimoasa. Uite, pentru tine voi începe special o nouă aloe. Îți mulțumesc. Despre aloe nu mai are rost să vă spun, știți că este super, super sănătoasă. Ne punem și un pic de gel de aloe, așa, și... Al punem și în blender, să înțeleg. Păi dacă trebuie să fie o pastă, știi? Și cum sunt diferite texturi, trebuie să le dăm un dar la gust oare e bună, Teo? Ce zici? Ai gustat-o vreodată? Cum? Ai gustat vreodată, e bun la gust. Vrei să încercăm? Nu cred că are, de la ce să fie rău? Uite, încerc, să știi, chiar nu are. Încearcă. Deci nu are ce să fie rău. Dar știi ce mă gândeam? Ce-mi place mie la toată operațiunea asta foarte tare, că atunci când blenderul este pornit, eu îmi dau seama că voi mă auziți și Cristina mă aude, dar eu nu aud pe ea. Și o să încerc în majoritatea emisiunilor de acum înainte să folosesc blenderul la orice procedură și că este nevoie și că nu. Așa, atâta vreau nu să vrei mai să spun. Mă auzi, nu? Da. Oricum stai toată ziua și ești cu ochii în altă parte și cu urechile în altă parte, numai la bantul și complotați împotriva mea, deci nicio problemă. Știu că nu ești interesată nici pe jumătate, măcar de lucrurile pe care le discut aici, dar nu este nicio problemă. Te rog să-ți continui aplicatul. Oare cum să fac? O să te rog, ca să nu spun eu mânuțele, uite, îți dau de aici și să-ți ungi un pic pe... Poți să iei așa... Maică, din asta gust eu. Dacă nu vă place să vă puneți pe față, puteți foarte bine să o mâncați. Bianca, din câte știu, ea este și, mai este și model, se ocupă cu acest lucru. Dacă cumva ți ies bube pe față, să știi din ce cauză. Nu o să ia, să-ți garantez. Așa, ce bine miroase. Da, miroase. Miroase foarte bine. E și bună la gust. Până aplicați acolo... De miere cu smochine nu prea are ce să iasă rău. Eu vreau să văd rezultatul final, când este gata toată crema întinsă pe fața Biancăi și până atunci vreau să mai povestim despre niște lucruri. Dacă ar fi fost, sau dacă ai fi să dai timpul înapoi, tot aceeași traiectorie ți-ai fi ales-o tot în sport sau ai fi schimbat anumite? Categoric, aceeași viață.
același lucru l-aș face cu toate greutățile, cu toate, vedeți că și acum mă mai vait, mă mai doare spatele, mă mai doare o gleznă. Ei, toată lumea încă după normal. 13 ani, dar am avut copilărie frumoasă, am avut o familie frumoasă, am avut o familie la de cantonament frumoasă. Care ar fi sfatul tău vis-a-vis de părinții care se gândesc să-și dea copiii la gimnastică? Lăsați antrenorii să-și facă treaba, e treaba lor ce fac în sala de antrenament, o fac bine, voi acasă vă susțineți, vă ocupați de școală pentru că școala este foarte, foarte importantă atunci când faci sport, să te ții și de școală, că în sport se poate întâmpla orice, oricând și trebuie să ai o continuitate în viață. De fapt, apropo de ce spuneam mai devreme. Da, în viață se întâmplă orice, exact așa cum și Bianca i s-a întâmplat în această după-amiază, o mască extraordinară, ce să mai spun? Este extraordinară, am râs, noi am glumit, dar să știți că este o mască chiar extraordinară. Spune-le și lor ce mi-ai spus mie, cum ți se pare că e? Miroase grozav. Eram sigură. Și este răcoritoare. Normal că miroase bine. Este foarte răcoritare din cauza aloei, pentru că aloea, gelul de aloe și aloea proaspătă este foarte, foarte răcoritoare. De aceea se folosește și de către persoanele care au probleme, care au ten acneic, pentru că răcorește fața, calmează foarte tare, la fel face și mierea. Mierea este și un foarte bun antiseptic. Ce înseamnă asta? Ea îndepărtează, dar și inhibă, îndepărtează bacteriile pe care deja le avem pe față și inhibă apariția de noi bacterii și implicit nu mai facem coșuri și puncte negre. Smochinele, dovleacul sunt detoxifiante foarte, foarte bune. Ceaiul verde, la fel, este indicat în special persoanelor care au un ten gras. Deci este o mască pentru toate tipurile de ten, pentru că este hidratantă, este răcoritoare, strânge porii, detoxifiază și, datorită făinii de mălai, este și ușor abrazivă și îndepărtează stratul de celule moarte de la suprafața pielii ca să ne lase cu o piele super, super radiantă. Trebuie să stați cu masca cam 2-3 minute, după care o masați ușor, încă vreo 2 minute, pentru ca făina de mălai să poată să acționeze în voie, după care o clătiți cu apă călduță, așa cum mă rog și pe Bianca să fac acum. Îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai venit și că m-ai lăsat să încerc pe tine o mască făurită în bucătăria mea. Îți mulțumesc. Da, îmi pare bine, cu fiecare emisiune îți descoperi câte o nouă valență și de această dată ai fost expertă în beauty. Probabil că și Bianca ți-a confirmat după ce își dă jos masca. Abia aștept să meargă să se spele și să o să-mi spună ea după aceea dacă i-a plăcut. Mai aveți ocazia să discutați și mulțumesc și Corine pentru prezență. Îți mulțumesc tare mult că ai fost aici alături de noi și te invit să iei loc acolo la Teo și noi luăm o mică pauză de publicitate, revenim imediat cu o altă sportivă. Astăzi este așa o emisiune în forță cu sportivi. O să avem și o demonstrație aici în platou. Corina, te rog frumos să o însoțești pe Teo și ai dreptul, dacă tocmai mi-ai spus că ți este foame, ai voie să mănânci din mâncare și luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. În câteva momente, la ziua bună, podeaua ia foc. Nu mișca, se mișcă ea pentru tine. Azi ne lăsăm inspirați de povestea unei campioane ce ne încântă cu un număr de fitness de zile mari. Laura Cupșa. De luni până joi.